Istoria ar putea fi rescrisă în urma unor noi dovezi care sugerează că exploratori chinezi antici au ajuns în lumea nouă cu aproximativ 2500 de ani înainte de Cristofor Columb, în contradicție cu credința populară conform căreia navigatorul european a descoperit America. John Raskamp, cercetător doctorand în educație în Illinois, susține că a descoperit petroglife sau gravuri deasupra unui traseu de mers în Parcul Național Petroglyph din Albuquerque, statul New Mexico, al Statelor Unite. Aceste gravuri, o serie de inscripții cu caractere asiatice, i s-au părut neobișnuite. După consultarea unor experți în petroglife din cultura nativă americană și în scrierea chineză antică pentru a corobora analiza sa, am ajuns la concluzia că aceste petroglife erau probabil inscripționate de un grup de exploratori chinezi cu mii de ani în urmă, a declarat Raskamp, citat de publicația Epoch Time din New York. Publicația spaniolă ABC a raportat că aceste gravuri ar putea dezvălui că într-adevăr chinezii au ajuns în acea regiune înaintea navigatorilor care au venit cu caravele deja cunoscute. Teza lui Raskamp l-a ajutat să scrie o carte și să câștige bani, iar acum autorul susține că a descifrat inscripții care confirmă noua sa teorie. Până acum au fost identificate peste 82 de petroglife atribuite lui Raskamp, care prezintă caractere chinezești antice unice, nu doar în anumite locuri din Albuquerque, ci și în apropiere în Arizona, precum și în Utah, Nevada, California, Oklahoma și Ontario. Colectiv, cred că majoritatea acestor artefacte au fost create de o expediție chineză timpurie, deși pare că unele reproduceri au fost realizate de popoarele indigene în scopurile lor, a declarat el. Raskamp susține că stilurile mixte de scriere chineză găsite în petroglife indică faptul că ele au fost create într-o perioadă de tranziție a scrisului în China, nu mult timp după 1046 înaintea erei noastre, cu sute de ani înainte de sosirea lui Columb în lumea nouă, în 1492. Raskamp subliniază că este dificil să se dateze petroglifele cu certitudine absolută. Cu toate acestea, sintaxa și amestecul de scrieri chineze găsite la două locații originale corespund, ceea ce ar aștepta să folosească exploratorii din China acum aproximativ 2500 de ani.